Bună dimineața și vă mulțumim că sunteți cu noi pentru știrile financiare oferite de CAPEX. Prognoza noastră de dimineață se va axa pe raportul Bitcoin-dolar, evenimentele recente în domeniu și potențialul lor impact asupra piețelor. Să vedem ce are de spus colegul nostru, Marius. Bitcoin a scăzut abrupt cu 12,2% în ultimele două sesiuni, trimițând indicele ATR în zona de volatilitate ridicată. Perechea dolar australian-dolar american a scăzut cu 0,7% în ultima sesiune. Indicele ATR semnalează o volatilitate ridicată în viitorul apropiat. Perechea euro-dolar s-a devalorizat, pierzând 0,7% în ultimele două sesiuni. Indicele stochastic intră în zona negativă. Perechea dolar-yen a scăzut cu 0,5% în ultima sesiune. Indicele stochastic este actualmente negativ. Mulțumim, Marius! Să trecem acum la titlurile mondiale. Prețul petrolului a scăzut cu 3% după ce datele economice din China și Europa au dezvăluit temeri legate de cererea globală, iar inventariile de petrol din SUA au crescut neașteptat. Coinbase a fost forțată de către ClearBank să renunțe la Zcash, care a scăzut cu 7% ca rezultat. Principalii indicii de pe Wall Street au scăzut cu peste 2,5% după ce datele economice din Germania și China au declanșat teama de o recesiune. Mulțumim, Marius! Iar acum să trecem prin principalele evenimente economice ale zilei. Indicele sentimentului consumatorilor din Michigan va fi publicat la 14 fix GMT. Balanța comercială a zonei euro la 9 fix GMT. Numărul noilor locuințe din SUA la 12.30 GMT. Numărul autorizațiilor de construire din SUA la 12.30 GMT. Contorul de petrol Baker Hughes la 17 fix GMT, iar pozițiile nete CFTCUSD la 19.30 GMT. Sperăm că v-ați bucurat de prognoza piețelor de azi și vă urăm o zi productivă de tranzacții alături de CAPEX. Să nu uitați să ne urmăriți și mâine dimineață pentru cele mai recente știri și evenimente ale piețelor financiare.